Bună, sunt Francesca Simionescu, iar acesta este Observator de Bine, unde ți arăt lucrurile bune care se întâmplă în jurul nostru. Se anunță un an istoric pentru turism pe litoralul românesc. Agențiile spun că au ajuns să facă în aceste zile câte o rezervare pe minut. Cele mai căutate sunt stațiunile Mamaia și Eforie Nord. Malta a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a atins imunitate de turmă împotriva COVID-19. Statul din Mediteranean a vaccinat 70% din populația sa adultă. Primăria Capitalei încă mai caută voluntari pentru Euro 2020. Candidații trebuie să fie vorbitori de limba engleză, apți medical și să locuiască în București. Imagini spectaculoase în portul Constanța. Un scafandru a filmat zeci de căluți de mare înșirați pe sfoara unui năvod. Acolo unde există dorință, există și soluții. Un cuplu din India s-a căsătorit în avion pentru a evita restricțiile anticovid. 160 de invitați au participat la ineditul eveniment. Atât pentru azi, să ne vedem cu bine cu știrile care îți fac ziua mai frumoasă.